Lumea atletismului românesc a trăit un eveniment emoționant prilejuit de ceremonia oficială de inaugurare a sălii de atletism Ioan Sioter din București. Sala din complexul sportiv Lia Manoliu va purta de joi numele fostului mare sportiv și antrenor român. La eveniment au participat secretarul general al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, George Boroi, ministrul tineretului și sportului, Bogdan Matei, vicepreședintele Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Cristian Cărlan, alteța sa regală, principele Radu și mulți atleți medaliați la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale dar și alte personalități din sportul românesc. Acest proiect este un proiect care este de 30 de ani, in, uh, un proiect care a fost uh, inițiat de mama mea. Uh, tatăl meu, Ioan Soter, a murit în 1987 și după ce a murit dânsul, uh, mama și-ar fi dorit uh, ca această sală să-i uh, preia numele. În primul rând are o importanță deosebită pentru mine. În 1985, în 1985, când am pășit uh, în, club Sportiv al Armatei Sta, am fost preluat și antrenat până când momentul nefericit a apărut în viața domnului Sioter. Aș putea să spun că unul dintre cele mai mari progrese în perioada de timp le-am făcut sub bagheta dumnealui. Îi sunt recunoscător pentru tot ce a făcut și vreau să spun că multe lucruri pe care le-am învățat și care m-au călăuzit în, nu doar în performanța sportivă, și în viață ulterior, îi se datorează dumnealui. Domnul Ian Soter a fost colonel al armatei române și șeful secției de atletism a clubului Steaua într-o vreme foarte glorioasă. Prin el o avem pe cea mai mare sportivă stelistă din toate timpurile, Iolanda Bala Soter. E normal să fie. O seară încărcată de emoție pentru că aici lumea atletismului s-a reunit pentru a-i aduce un moment de cinstire. Ioan Sioter este antrenorul care prin sportivii pregătiți a câștigat cele mai multe titluri olimpice, iar sportivii săi au stabilit cele mai multe recorduri olimpice, mondiale și europene în atletismul românesc. Pentru performanțe a fost distins în 1968 cu titlul de antrenor emerit, fiind primul tehnician din atletismul românesc care a primit această distinție.